Salută, repede, bine v-am prins la un episod din Bully. Ultima dată când ne-am întâlnit noi, băi, nu știu ce dracu a făcut, a făcut una după tine prin școală și acum ne fugărește iarăși profesorul. Aaa, te facem din nou mișul ăsta, da, practic, că noi, practic, aici, aici ne-am oprit, de last minute shopping. Da, și vomit asta, așa, asta se scapă până în cur, da, frate, nu știu ce dracu am de sunt supărat. Așa, vomită peste mâncare, ești nebun, dă-te dracu, dă. Ce îmi place, bă, ce îmi place viața asta, bă. Am dat 40 de milioane pe PC și nebunul ăsta în 2019 și nici ce, acum stupidii mei de-l trebuie și nebunul în Valentine's. Băi, e aici adept. I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. Așa, 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 fata, așa, dar ce te-a învățat mă tălat țară, ești nebun să scuipi mâncare, fătute în gură, să te fut de gara să-mi puțin. Ce uiți să-mi fac? Tu ai dialog cu mine, mă, Rockstar Games? Tu ai dialog cu mine, optimizează jocul și după aia vorbim. Te-a furat, te-a trimis videoul și cu băsetul să furi. Opa. Hai, bă, dragi, aici, ești nebun. Stai, mi-am prășit cu firul de la căști. Sunt calm. Păi mi-a mâncat în cur. Ești nebun să mi-a updatez Windows-ul în iunie, că crezând că mă fără ce mai arată. De indieni. Așa. Și cum iau, cum interacționez? Oh, mama, se obicei să dea de țară, ești nebun, de aia care se salută, ești nebun, țăranii. Hello, vecine, salut, vecine. Păi și cum, ia, stai, bunny hop. Dar nu vreau bunny hop, vreau să... Ah, gata, asta vreau. Asta vreau să știu. A, și uite mă, fate, ți arată și unde este tu, ce șmecher. Ce șmecher sunt, bă, băiatule. Mama, ești în oraș și acum ești cu băieții grei. Acum poți să... Bă, pe polițiști? Opa, ho, prr. Parcă-mă aici frumos, să nu cumva să-mi fure. Că atât ai, ești nebun. Dar să fi pus și eu... De la lanț, pe bicicletă. Pe și cum... Star Purcashing. Ce zic că vrea târfaia? Flori, bă, cred că asta vrea. Bă, am cumpărat ce trebuie, frate, cred că așa spune, da. Deci îmi spune că am luat ceea ce trebuie, the rave. A, și trebuie acum să luăm un cuțit, parcă un razor. Pa, pa, o zi bună, la revedere, vă doresc. Da, mă și mie cald acum, frate, mi-am pus și tricou pe mine și nebun, că nu se mai putea. Bă, și m-am gândit acum la NFS, frate, ca să-mi ușure și mie munca, că e dezastru aici, nebun, o plec, dar, mă rog. Așa, am să mă joc până la final și ultima misiune am să vă prezint vouă și după aia, gata, asta e. Știi, cum ies mă de pe asta? Ha, mă, așa e. Nu, că n-are rost, frate, că poate e același joc. Nimic interesant nu e, știi? Și atunci am zis, bă, decât să vă chinuie aiurea, mai bine vă prezint finalul, cum a venit și aia e, știi? Sau părțile e foarte importante, gen uncați în ceva de genul ăsta, dar... Pară mea, nu știu, să... Când n-a răscoaia, gândește-te, frate, că câte curse mai... Deci am 70 de curse până acum, nu? Păi până ajung eu la final, mai e. A, pot să... A, uite, bă, stop. Cum ies, mă, de pe asta, coaie? Cum ies? Chat? Na. Cum ies, mă, de pe sărăcia asta, futus, mă, sau poate nu trebuie să ies de pe asta. Bă, chat, cum ies de pe asta, coaie? Cum ies de pe asta, frate? Spune, mă, cum ies de pe asta. W, Q, R, A, de pe R, frate, deci să-mi bag pula în ea de colbus. Ia uite, mă, ce mănânc, băi, fucking plebs. Mănânc o zonă vânave sărăchiilor. Ce bun e. Niam. Bă, când aveți tata lingu în jocuri, vă recomand eu ce să faceți. Mâncați cu zâna, frate. Mai adevărat.
Pejivă! Stai să nu mă necum. Stai, stai. Am dragi. Sunt într-o fază proastă, chat. Ce să mă calmez, mă? Ce să mă calmez? Cam dragi, ești nebun. Am dragi, că văd mai corupție și jegoși în puterea. Sunt calm. Sunt calm. Încerc să mă calmez. Mamă și mi-o sete să-mi ba pula cu aia în gura mea. Și voi intra mea. Dar nu vă vă bine cu aia. You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Mamă, și mi-e cal și la picioare, mi-e cal și la pulă, mi-e cal și la tot, ești nebun. Ei, am terminat o misiune, ești nebun, gata, sunt și mic, iar. Păi tu și cât de lung e jocul ăsta, pe are 9 capitole, mi-a zis fratele Teo, așa că avem ce să jucăm. Ah, eu luc prep. Challenge-aia cum e? Deși nu știu ce să fac. Nu, mă, misiunea asta secundară nu prea mă, am să mă ocup în jocul ăsta, pentru că e... Controlele sunt foarte ciufute, ești nebun, și am zis decât să mă enervez aiurea. Și m-a întrebat domnișoara Emma Maria dacă o să fac serie cu Far Cry 6. Măi, Emma, draga mea, am să fac cu toată plăcerea în momentul când o să fie crăgat. Nu știu când o să fie, dacă mă întrebi, habar n-am. Dar să sperăm că o să fie cât de curând posibil. Că am o presimțire că am să mă las și de jocul ăsta, am așa un feeling. Ești nebun. Nu-mi place, frate, se pare, am și stuttering în ăsta, mă enervează, ești nebun. Nu vezi că... Na, uite-te și tu, merg de jumătate de oră și n-am ajuns nicăieri, ești nebun. Na, merg, explore, să știi. Ok, bun. Hai că într-un final l-am ajuns și eu după 11.000 de ore, pe și cum... Hai, mă. Vezi, și vreau să intru. Open. Ok, bun. Intru pe aici. Hai, dă-te-mă la o parte. Mă, sper că e misiunea asta, nu? Așa, gata. Hai că m-am calmat. Că dacă am ajuns până aici și era... Țeapă, muream. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay! Look at this! It's just a garden gnome. No, it's not! It's an insult! It's a joke! It's demeaning! I mean, I'll happily have kids laugh at me, or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this! This is so degrading! Is there something I can do to help? Smash them! Smash them all! Old Bullwoodville's full of them! Please, I'll even pay you! Just make it stop hurting! Ok, se pare că tipul asta este agitată. Look for garden, the list of them brandy. Pe și unde naiba aici? Mamă, deci iarăși mă juc că n-am înțeles nimic. Deci unde se află? Se află aici, se află în afara orașului, se află unde naiba se află? Da, hai că m-am distrat cu aia. Hai că m-am distrat cu aia, ești nebun. Da, deci se pare că m-am distrat și la jocul ăsta, bun, și acum... Mamă, deci mă jur, deci îmi creează o stare de tot căcatul jocul ăsta, ești nebun. Nu că-l pun așa, să vedeți cum mă chinuie, ești nebun și cum ești. A, ești pe pare cealaltă. Dă-te, mă, și tu, mamă, ce mă enervează cu aia. Deci am ajuns până aici ca... Mamă, deci am ajuns până aici ca să ce, frate? Dacă scrie misiunea ta asta principală cu aia, să fac ceva anterioros, nu să mă pună pe mine, eu need to destroy, păi unde dracu, sau să iau, să caut în toată harta, frate, căcați de-aia de gândi, n-am întâlnit ce să distrug, ești nebun. Ia chiar, mă, stai așa, stai, mă, puțin, o tr. Este rămă autobuzul, merge frumos la liceu. Da, să vedeți și voi ce înseamnă să fii youtuber în 2K22. Deci am, deci m-am lămurit și cu misiunea aia, a fost mișto, m-am distrat copiul să ești nebun, am avut un vibe foarte bun. M-am distrat foarte bine. Gat, hai că am făcut și treaba pe perioada asta, ești nebun? Girls room. Da, și pun poară că e 6 o misiune de aia în care trebuie să caut ceva. Hey, Beatrice, what's wrong? Two things. Firstly, my cold sores are totally acting up what? Again. Ew, gross. Secondly, Mr. Hattrick saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk. Mamă, ce and he says he's gonna give it to the principal tomorrow. Dar ce-a scris? If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenage years go by in a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I
talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. See, first you rescued my notes from Mandy, and then we fell in love, and you brought me flowers, and wrote me poetry, and showed this kinder, sensitive side that soon the whole world is gonna know about. We're like doomed lovers. Enough! Okay, I'll get your book back. Then we can kiss. The cold sores aren't contagious once they start to scab over. What the fuck is she talking about? Ok, se pare că directorul i-a șterepelit jurnalul personajului, mi se pare un buz ce să facă treaba asta cineva, adică, you know, sunt chestii personale, fapt, știi, și n-ar trebui să, mai ales dacă, nu știu, putea să fie un avertisment sau așa mai departe. Și mi-a zis fratele Teo că el vorbește cu fetele, mă. Deci nu știu cum ne va reuși, știi, și cum ne va se bagă în seamă. Ia zi și mie, bă, frate, un tips and tricks. Și acum o să spune, pe mă, fratele Dragoș, ca să agăți o fată, trebuie să ai chiloți Clevin Clay. Și adevărul care are Clevin Clay, că l-am văzut. El nu știe că l-a... Bă, dar cum intru în școală, mă, frate, mă, ce mă pache pe mine jocurile vechi? Ce mă pache pe mine, ești nebun? Am dat... Bă, fiți atenți cu aici, debil mental sunt. Deci am, efectiv, am ocolit întreaga școală ca să intru pe, pe ușa principală. Deci să vedeți și voi ce, ce mișto sunt. A, deci nu se poate. Păi și cum intru cu aia în școala asta? Deci mă jur, așa prost. Bă, așa joc prost n-am văzut de când m-a făcut pe lume. Ești nebun la cap. Stai să fixez și căcatul ăsta, dumne, așa. Deci cel mai prost joc pe care l-am văzut în... Deci... Doamne ferească, mă. Deci nu te cred cu aia. Păi și eu cum intru în școală, mă, frate? Unde dracu trebuie să intru? Că n-am înțeles. Păi și... Păi bun. Aici, să nu cumva să spună, ești nebun, e top secret. Trebuie să dau eu de două ori ocolul la jocul ăsta. Și presupun că aici se activează ceva. Hai că terminăm seria asta, ești nebun, e... Suntem pe bine-s. Ne infiltrăm în școală, băieți. A, presupun că și asta e desfăcută, perfect. Și pe aici și gata, frate. Deci, practic, în caz că nu știți cum să intrați la... Asta trebuie să intrați la employers only, gen la puși din astea, știi? Nu pe ușa principală. Că poate destrecuri în pula mea. Oh, shit. A, mișto. Ce, exact ce-mi place cu aia, exact ce-mi place. Nu, că pe aici nu e că mi-a indicat ceva. Și acum să fi fost mare gardian, ești nebun, să fi fost 5. Nu, dacă s-ar fi mișcat și jocul ăsta mai... Un pic mai bine, trespassing, exact, păi când intru eu în școală, trespassing, dacă nu vreau să intru, nu mai trespassing. Fugi. Aoleu, mamă. Nu, fugi. Ok, bun. Bun, e bine, am scăpat. Măcar, da, n-a intrat cu mine peste, da. Ce bine pare, frate. Nici nu vreau să citesc, ok? Vreau decât să... Dar nu pot să mă strecur pe aici? A, nu se poate. Bă, și dacă oare mă prinde, oare? Dar oare mai e acolo ăla? Nu cred că mai e. Opa. E bine totuși că nu mai e, că ne-a... A, uite, te poți ascunde și aici, ești nebun. Bun, hai să... Bă, nici nu știu ce să fac, adică să ieși pușa principală. Dar ceva îmi spune că nu. A, uite, bă, da, uite că poți să ieși de pe aici, exit. Perfectamente. Gata, frate. Oh, shit. Băieți, Ultra Mega Ninja suntem, da? Da, mamă, de-aia... M-a spart, ești nebun jocul. Ba, nu m-a spart. Hai să mergem mai tiptil așa, să nu cumva să ne vadă. Oare că se întoarce asta? Perfect. Perfect. Bă, perfect cu aia e. A, nu mai e perfect. Bă, dar oriunde mă duc, fate, să nu mai gardini, ești nebun. Care-i faza? Că nu înțeleg de ce pe unii ia și pe alții nu. Mă, că deja asta o să ducă fix așa bun. Acum că e... Cum s-a întâmplat treaba asta? Deci cum? Cum? Deci, efectiv, instant m-a văzut omul. Instant. Scriptat a fost.
20 de dolari? Dar sunt costă case, dar astea erau misiuni principale sau sunt astea secundare? Bă, hai să începem la somn. Direct acum, frumos. Nu, ia asta, ia tu și fugi. Dă-i talpă, dă-i talpă. Gata, gata, mă bă la somn. Am ieșit, nu puteam să dorm, ești nebun. Da, mai intră tu peste mine, că n-ai voie aici. Ia să vedem, ia să punem acum un save game. Save, salvăm. Salvăm în caz că ceva se întâmplă prost. Brebe. Bă, nu știu, azi am avut un vibe prost. Bă, dar voi chiar vi s-am luat să vă supă, să fiți așa supărat din diverse motive, dar de așa random, tot random la să apuce. Mama, să trebuie să încerc și eu asta cu alarma, adevărat, într-o zi. Pare distractiv rău de tot. Hai, că după ce am mers jumătate de oră, am dat 3 ture de școală, am ajuns și eu aici, ești nebun, la librărie, perfect. Hai, că e... Gata. Sunt gos dacă mai mult din jocul ăsta. Îmi trebuie și eu de parcă zi... De parcă am ajuns, de parcă am făcut 5 părți. Thieving jerks! What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen! Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Mișto. Mișto quest. Mă o să mă distrez astăzi. Hai că cred că v-am zis și pe voi astăzi. Cred că deja ați dat și live, ești nebun acum. Dați-mă lui Gavin tot ce vrea, ești nebun, că te bate. Auzi încă ce jant are tău la mașină, Roja. Ești nebun. Mamă, să vă zic acum un concept care mă univează, ce mă univează pe mine în Forza Horizon 5, frate. Mamă, ce atrasul, ești nebun. What the fuck was that? Coaie, mă enervează foarte mult că vreau să iau o anumită mașină, știi, din joc, un Lamborghini Gallardo și ghice. Nu pot să iau, ești nebun, că trebuie... Da, ori să câștig la Championship sau să iau din Auction House. Și voi știți cât costă, frate, în Auction House-ul Lamborghini Gallardo din 2011? Vă întreb așa pe tău, prieten. 3 milioane, ești nebun. Hai mă, coaie, pe bune. Dar de ce n-ai bă făcut handicap? Da, și prin asta mă nimează, știi? Bă, coaie, totuși e un joc video în pula mea, nu-i ca și când ar fi nou Need for Speed. Bă, ați văzut foarte că... Nu. Că pur și hartă, frate. Ce tare o să fie. A, mă, de ce-mi face de-astea? Nu te cred, coaie. Deci nu te cred. Nu te cred. Deci nu te cred, coaie. Ce prost. Aha. Ce, mă, doar ne-am jucat, ești nebun. Băia, deci e penibil, coaie, jocul ăsta, pe bune. E Caterinca. Dar văd că boia de suplintor sau ce morții, mă, stela asta-mi piedica de două ori, ești nebun. Hai că da. Hai mă că ne distrăm și astăzi, ești nebun, ce mamă dracu, nu ne distrăm noi? Asta ce e, frate, marți? Bă, asta o să fie publicat undeva pe mier, joi, seara, cred că o să fie. Cred, da, pentru că mâine îl pune, astăzi nu mai pun, frate, nebun, că nu mai am chef. Măcar să se... Măcar să se poate, de bună piză și se... A, o fuge de mine. Pe stai puțin ce mă bat. Bă, mă, gata, te-ai ce ai prins tu pe eu și gata. Mă scuz dacă microfonul se aude bine, adică dacă vă place cum se aude sau ce nu mai trebuie. Bine, asta Haimen are microfon bun, ești nebun, are, a dat o milioane pe el.
Da, bine, se simte cu aici, nebun. Deci... Bine, poți să... Orice microfon acum poți să-l faci să audă bine, atâta timp când, mă rog, îl editezi. Chiar am să fac așa un tutorial, cred, pe viitor. Dar eu cred că se aude destul de, să zic așa, ok. Bine, acum ar mai trebui să mai vorbesc și mai clar în pula mea. Că eu am tendința să vorbesc, știi, și mai curcat. Mai așa, știi, mai cu găluști în gură. Da, bine, contează și dicția foarte bună, că degeaba ai tu, poți să-ți mai cu microfon, dar dacă ai dicția ca pula, nu prea te ajută, știi. Ia uite, mă, opriți ăștia după gădiganii, bravo, mă. Bă, da, sunt curios dacă genul așa o să fie tot jocul, adică, practic, mă fugărește prin tutorii. Cune mă schema tot timpul noaptea, adică mai pe mine mă iau. Eu asta nu am înțeles, care logica? Bine, știu că trebuie să stau. Adică știu că trebuie să te bagi la o anumită oră, dar totuși sunt mulți copii care bântuie și nu fac nimic. Nu le face nimic, apagă, în ce mii de oră. Bă, acum mă simt oarecum spiritual, mă simt mai bine așa, normal. Când văd pe bouă ăsta, numai pe mine ești nebun, mă, ia, bravo, mă, frate, că ești numărul 1. Nu, fugi. Bă, dar acum e pauză mare, coa, ești nebun. Na, hai să te văd. Nu că dacă se cațără să mor, nebunesc, aha. Și mi se pare că m-a mai întrebat fratele Teo dacă o să mai facă cu Nema, se cheamă Max Payne 1. Măi, dacă apare remake-ul, nu prea cred că am să fac. Așa, pentru că nu prea are asta, adică nu știu, sau poate că am să fac doar așa ca să fie de la un jucat recent, Max Payne 1. Știi, nu știu ce să zic, nu prea am așa poftă. Bă, coi, a văzut ce-a trăit acum câteva zile? Mamă, frate, ce puțin în Sibiu aici, chiar atunci rău de tot. Pe m-am cuat odată tot așa pe la ora 10, când mi-era somn, dar mi-era somn rău de tot. Nu știu de ce, dar mi-era somn, efectiv. A, bă, dar știu de ce, că m-am cuat la 2, cu o noapte înainte și, na, așa. E, și după aceea, cum ne mai se cheamă, m-am trezit pe la 1, mamă, și tu, na, frate, mamă. Și mi-era frică când eram mic de tunete, ești nebun, dar și îmi plăceau. Da, nu știu, mamă, mai ales noaptea, să fii în pași, să tune așa, ești nebun, mă. Mă, creepy, da, bine, e creepy așa, dacă să te gândești. Da, imaginează-ți cum ar fi foarte să vezi, gen, să tune așa odată, să fugere și să vezi așa un speed. Preț de o secundă, ești nebun acolo, că da, când fugere cu aia. Asta să vezi, dar 1 dimineața. Păi nu, dar și când este... ora morților, la ora 3 dimineața. Nu știu, ci că se deschid porțile, ești nebun. La ora 3 dimineața și da, cam oră. Nu știu, diavoli, nu știu, nebuiesc. Bă, unde... Oh my god. Oh shit. Păi și, auzi, dar cum fac rost? Bă, dar cum neba fac rost? A, uite, bă, ce boss sunt. Ci că cum fac rost? Uite, mă, că puteam să mă dau și cu asta, ești nebun. Scuze. Mamă, dar așa se liceu peste tot, ești nebun, mă. A, uite, mă, adulți, frate. Dar sunt curios în ce ora se află jocul ăsta. În Los Angeles, cumva? Ui. Mamă, dar uite, mă, gata, mă, m-am prins, ești nebun. Mamă, te poți și la frizer să mor tu, stai puțin cu aia. Să gătesc să testez acum adevărat. Ia, gătesc, să mor tu, că poți să... Mama, deci poți să-ți cumperi, să te și tunzi, ești nebun? Holy shit! Ia chiar să-mi cumpăr și eu niște outfit-uri adevărat, ia, sunt chiar curios dacă poți să-ți consumi. Mama, deci ia uite-te, mă, coaie, poți să-ți cumperi haine, nebunesc. Păi și dacă vreau să-mi cumpăr, dar doar atâta poți să-mi cumpăr? Să-i doar, să-i de asta, dar nu știu, poate... Da, nu știu, ciudat joc, v-am zis. Dar te-am cumpărat outfit-ul, de ce naiba nu mi-l pune? Hey, Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry.
angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not gonna torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah. I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line, and this movie means everything to me. I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy? What's in it for me? I'm a princess! Oh. And I need people to do things for me! So hurry up, because I want to be first! Oh, man. All right. Ah, deci poate te ții la bota e, practic, nu? Ok, ia, ia. Oh, shit! Oh, come on, după bune, adică... Păi și faptul că nu... Faptul că mi-a făcut tot o formă de violență, oarecum. Adică totuși e un tot un fel de violență bănuiesc, adică așa cred. Pe faptul că îi fură proprietatea vreau să fac totul că sunt viole. Pa, pa. Oh, shit, fugi. Cum fug? Ah, deci a... Ok, bun. Return to the theater. Perfect. Dar cum neva? Mă, nu mai vreau să mai întreb. Vreau să... Eram cunosc cum naiba. Oh, shit. Puteam să fug. What? To a schedule spot. Oh, okay. Asta a fost... Aproci, păi stai puțin, cum adică aproci? În sensul să-i iau la bătăi să... Preppy, dar ce înseamnă preppy? Sau cine a scris acolo? Another good deed done. Mamă, dar poate soarele ăsta. Ia ce vreau asta. Am o să-l ajutăm. Cum așa cum vorbim cu fratele Alexiu despre treaba asta cu că există oameni, frate. Deci, mă rog, există servere pe Discord în care efectiv lumea se masturbează acolo, adică sunt fetișuri și chestii de genul ăsta. Și dar mi se pare fucked up să faci, da, și făceau, și efectiv mi-a zis că fac ăia în confort. Deci vă dați seama, de 16 ore, frate, sau câteva, sau cât e treaba asta, să fie așa, just, mamă, să intri pe Discord. Și să, efectiv să-ți faci laba de față cu toți aici nebun. Mamă, deci n-aș putea, frate. Ma. Nu, dar mi se pare o prostie, adică totuși de ce ne mai vrei să faci asta în grup, adică asta sunt chestii private care țin de tine, știi? Adică nu e ca și când, e ca și când acum aș face mare clip despre mine cum mă masturbez în pula mea, adică vă dați voi seama că...
Bine, n-ar fi apucat să pun puiul când mi l-ar închide canalul. Dar vreau să zic, frate, și sunt o grămadă de oameni cu fetișuri, cu diverse dase, știi? Păi și stai și mă întreb, oare persoana asta ce sunt de treabă? Adică, nu știu, stau așa și mă gândesc așa, știi, ce-o fi în capul lor? Vreau să vezi câte fetișuri sunt. Mamă, deci, coaie, te doare capul, frate, câte de-astea sunt. Și la moment dat a avut tot o chestie de-asta foarte mișto, care vreau să spun și acum părerea, despre chestia asta cu homosexualitatea. Dacă cumva am să opresc, plus înseamnă că am venit mei și dacă reluăm data viitoare. Dacă sunt acus, dacă ce păream despre ăștia care fac, cum se cheamă, care sunt homosexuali și adoptă un copil, știi? Măi, părerea mea, frate, că ar trebui să fie și un model feminin în viața copilului, știi? Pentru că așa trebuie să învețe cum să se comporte, exact, cu o femeie, ce trebuie să facă, știi? Și o prezență feminină în viața lor, ca să zic așa, în viața copilului, trebuie să existe, știi? Pentru că n-ai cum, chiar dacă, de exemplu, un tip de gay, ca să zic așa, încearcă să fie femeia, nu o să iasă, știi? Pentru că nu o să zică o femeie și atunci să zică un bărbat, știi? Pe partea publică, acel bărbat, eu știu, știi el, bă, de la una, că așa trebuie să faci, știi? Nu, după părerea mea, fata asta cu adoptarea trebuie să fie ceva gen serios, știi? Și trebuie să fie ceva gen... Asta zic, să fie și o parte feminină, știi? Pentru că tu trebuie să interacționezi cu femeile, frate, în viață, știi? Și să știi ce să spui, ce să nu spui. Și de asta e important. Thanks, kid. Okay, now let's train. Just what I wanted. This was my favorite combination. Yeah. Oh, nu știu. Dar păi dacă o să și reții mișcările astea. Dar chiar asta tu nu ne-ai văzut să găsesc, adică asta bine, zice-mă că sunt ascunse prin hartă, că nu o să ți le... Știi? Bine, eu n-am ce treabă cu ăștia cu homosexuali, adică, pe mea, atâta timp cât nu... cât timp ești un om de ce, frate, eu zic că, na... Până la frate, fiecare om să se simte cum e bine, sau, de exemplu, mă sunt așa de 14 ani, frate, care zic, mamă, sunt gay, sunt sucepit, cu aia, la 14 ani, nu știu ce dracu e la sexul, frate. Cum ne va să spui de homosexual, frate? Nu, pe bune acum, cum ne va să vii tu la mine să spui, a, păi, știi, eu sunt homosexual, cum dracu, știi, cum te dai seama, știi? La fel, uite, de exemplu, ce nu-mi place mie la, de exemplu, la o fată, chestia asta cu implantul... Ce zis? Aaa, trebuie să iau flori. Și florile se iau de la magazin. Ok, pe și magazinul? Ah, pe chiar lângă mine, ești nebun. Deci nu să, gen, ideea este că nu vreau să fac acum, gen, nu știu, să fac hate sau chestii de genul ăsta, dar în momentul când văd o persoană, gen, o fată cu acid în buze, mă gândesc la farsitate, frate, știi? Și unele fete chiar arată bine și fără. De asta, păi, ne mă enervează, că sunt unele fete care chiar arată bine fără acid și în momentul când își pun acid, au gura aia ciudată, farsă, rău, da. Asta. Mamă, cât? Am găsit că costă 96.000 de lei. Da, știi, lasă-mă gândesc, știi, mă gândesc la farsitate, știi, pentru că îți schimbă forma gurii, știi, ce mișto era prin 2005 sau prin 1995, ești nebun la cap. Nu știu ce să zic, cred că e și o parte a societății, că zici, Doamne, bă, că știi că asta fiu acceptată, dar totuși să te farsifici pentru ce anume, frate. Oare se să te întâmple dacă chiar... Merită să te schimbi așa. What are you talking about? We had a date and you are 3 minutes late. No, wow. We didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. 3 minutes. What does he think I am? A tramp? Ugh. I hope something important happened, like he's dead, because otherwise there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin. What? And our family wants us to get married. What? You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was illegal.
My aunt has 4,000. Ce bine a fost dacă really? A fost și... Yeah, well, I'm not da, marrying him now. He's humiliated me. So, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Ah, oh, ce cute, ce cute. Mersi frumos, te pup. A, ah, păi și cum ne-am ajuns acolo, frate? Adică, gen, cum fac la timp? Sper că pot să-mi dea gen, nu știu. A, ah, nu, cred că trebuie să ne... Nu lovesc. A, ah, că cam așa. Nu pasă cu aia că se predă gen. Pe ăsta. Boom. Boom. Hai mă că mă distrez, ești nebună ăsta. Am activat și o steluță. Zice, dar câte... Mamă, o să zic ce am făcut cu aia. O să 55. Oh, da, trebuie să mai câștig două tichete de astea cu aia. Ce tare. Păi și acum, de exemplu... Ia. Și cum fac asta, ia trei. Trebuie să țin așa posat, adică să nu lăs, mi-am crezut că trebuie să las, știi? Asta ce-o fi oare asta? A, asta... Ia să vedem noi, cine bani aici? Bum, spre... A, deci noi trebuie să câștigăm bilete, 10 bilete, trebuie să cu... What? Păi stai puțin, eu cum ne ba... Bun. Ce tare. Hai că am fost apus, poate dacă e bun. 8. Adică dacă mă mai facem o dată de-astea, cred că e de ajuns, nu? Ia să vedem. Bun. 3 de-astea, mă, deci am făcut 10. Aaa, deci trebuie să... Am înțeles care era șmenul. Deci trebuie să deteazeau 10 dala ca să deblochezi ceva. Asta era frăție, mă. Asta era, mă. Wow, câte șmecher coaie! Bună ziua, mă numesc Dragoș Dumitrescu, ia ce-s meu. Am o să-i luăm munda asta de plus cu aia, adevărat. Deși nu prea apare genul ăsta de fată. Ia. Da? Încercă și noroc. E. Mamă, cum se aud vocile. Pinky, aaa, Pinky, frate, așa o chemă pe asta. Pinky, de-aia, Pinky, Pinky respect less, da, gata, știu. Asta era și micheia, de fapt. Noi trebuie să luăm o bilete. Na, nu spune că acum cineva o să mă atace. Dar ce-am făcut, frate? Da, n-am, da, sincer n-am înțeles ce-am făcut greșit, dar m-a făcut greșit poliția. Da, mă rog, nu folosesc coaia ăla, că nici nu știu undeva să fugi, ne valt în curf, carfiu, ce înseamnă carfiu, coaie? Cur, carfiu e măta. Bă, cumva poate să fie web-ul, să numai o secundă, că mi-a venit așa o idee, să fie, eu. Să fie așa cum și l-a făcut Hyman, dar nu, că e prea mare coaia, că pun mai așa. Nu știu că cam cât de mare să fie așa, sau... Bă, unde să-l pus? A, bă, mă, să-l lasă aici pe centru, n-am tupeu. Bă, nu știu, hai să lăsăm mai pe... Așa că ne ținem aici frumos, salvăm. Și gata, ne vedem data viitoare, băieți. Hai, pa, pa.